Sony Mustivar și-a confirmat valoarea și peste ocean. Fostul capitan al petrolului a cucerit US Open Cup cu actuala sa echipă Sporting Kansas City. La 25 de ani, haitianul se află la primul său trofeu pe tărâm american. Cu Mustivar titular, echipa sa, Kansas City, s-a impus cu 7-6 după executarea loviturilor de departajare în fața celor de la Philadelphia Union. Cupa este cea mai veche întrecere fotbalistică din Statele Unite, fiind a 102-a oară când se decernează acest trofeu. Pentru această performanță, Mustivar și colegii au de împărțit $250.000. Mijlocașul haitian este la al doilea trofeu din carieră după Cupa României, câștigată cu Petrolul în vara lui 2013. Mustivar a fost unul dintre cei mai longevivi jucători străini care a evoluat în Liga 1. A îmbrăcat timp de 3 ani tricoul Petrolului și a strâns 94 de prezențe în toate competițiile interne și internaționale. El a reușit și 2 calificări în play-off-ul Europa League în 2013 și 2014, cu Contra și Răzvan Lucescu pe bancă și avându-i coechipier pe Mutu, Hoban, Geraldo și alți jucători de valoare. Din cauza insolvenței, Sony a plecat din Ploiești în Major Soccer League la începutul acestui an, fiind unul dintre cei mai regretați jucători în rândul suporterilor.